Un grav accident de circulație s-a produs în această dimineață lângă Veștem. Șoferul unui autoturism a efectuat o manevră de întoarcere fără să se asigure, intrând în coliziune cu un autoturism Golf. În urma impactului a rezultat decesul unui pasager aflat în autoturismul care se pregătea să întoarcă. Șoferul mașinii a fost și el rănit în urma impactului. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto de la autoturismul Chevrolet și decesul ocupantului din dreapta spate de la autoturismul Chevrolet. Continuăm cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și condițiile în care s-au produs evenimentul rutier.